Următorul nostru invitat însă vine de la Orhei, este vorba despre Nathan, ne cântă, iar apoi discutăm, rămâneți cu noi. Am cunoscut cum sună golul absenței, am sărutat. Am început să caut doar esența și mai deloc să nu observ indiferent. Doar sugestiile din spate, un copil de bunătate, sunt copil de libertate și vreau să te notez că se poate. Tu iartă dacă poți, nu să te facă strâmb. Iertare pentru toți, chiar de puțin în schimb. Tu iartă dacă poți, ce nu se iartă în timp. Gândește mare, iubește tare. Tu iartă dacă poți, nu să te facă strâmb. Iertare pentru toți, chiar de puțin în schimb. Tu iartă dacă poți, ce nu se iartă în timp. Gândește mare, iubește tare. Iertare. Salutăm pe Nathan în seara asta. Bună, Nathan, bine ai revenit la noi. Salut și mă bucur foarte mult să te revăd. Să dăm mână așa. Mulțumesc tare, tare mult. Îmi place cum tu când cânti, ai niște gesturi așa exact. Artistice și interesante. Hai să ne așezăm, Nathan, dar să știi că nu suntem singuri. Bun, noi am planificat această întâlnire un pic altfel, așa. Dar pentru că nu s-a putut, ne vine în ajutor tehnologia. Așa. Nu te-am invitat doar pe tine astăzi la noi, să știi. Am mai invitat pe cineva. Ok. Important, pentru tine. Dar am văzut pe nimeni în acolo, în păi sala de invitații. Nu, că ziceam că nu e în format fizic întâlnirea. Ah, okay. Ah, înțeles, tehnologie. Bine, da, bine, e întâlnirea în format online. Așa. Pentru că dacă tu ai reușit să vii de la Orhei la noi. Așa. Mama ta, doamna Ludmila, nu a reușit să vină. Așa. Și noi am vrut să intrăm în direct cu mama lui Nathan, cu doamna așa. Ludmila, așa cum îi spunem toți și cum îi spun. Surprinzător, da, foarte fain. Așa că ia hai noi să o salutăm pe mama. Doamna Ludmila, bună seara! Bună seara! Bună seara! Echipa mea de suflet! Moldova 1! Cei mai buni cu Eugen! Da! Și familia noastră!
Vă mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi, doamna Ludmila, în seara asta. Măcar așa putem să ne cunoaștem și să vorbim cu dumneavoastră. Tot timpul Nathan este în rolul principal și este protagonistul și vedeta, dar noi știm că dumneavoastră sunteți foarte activă și aveți o mulțime de pasiuni. Și am vrut să aflăm mai multe despre aceste pasiuni și despre activitatea dumneavoastră. De pildă, v-am văzut în mai multe fotografii, îmbrăcată în ținutele pe care le coaseți și le creați chiar dumneavoastră. De cât timp aveți această pasiune? Și dacă ați învățat, ați făcut cursuri specializate sau ați învățat de una singură? Dacă să vorbim de sport, păi nu prea de mult fac acest lucru. Am mers la niște cursuri la noi în Orihei. Așa, pur și simplu, noi cu prietele am hotărât să facem un club de femei. Am făcut puțin croitorie. Deci am avut o profesoară care îi mulțumesc și acum, doamna Ala Caldari, că mi-a trezit pasiunea asta față de cusut. Dar nu sunt cea mai profesionistă, sunt așa, mai începătoare. Cus doar pentru mine. Păi că e la nivel de pasiune și de hobby. Da. Dar cine știe, în viitor poate se dezvoltă pasiunea asta și crește într-o afacere. Nathan, acum, doamna Ludmila, rămâneți cu noi, vă rog să nu plecați nicăieri. Acum, întrebare pentru Nathan. Dacă îți place atunci când vezi casa plină de tot felul de aranjamente, de creații handmade pe care mama le face? Eu sunt mândru pentru aceste mici ocupații ale mamei, care le reușește pe lângă munca ei de, nu știu, de soție, de om care are meserie. Nu știu cum le reușește în general o femeie uneori. Ce frumos! De-aia vreau să-mi exprim toată admirația față de talentul pe care îl are și îmi dau foarte bine seama că aceste lucruri și această dedicație care o are față de frumos s-a transmis într-o altă formă și la mine. Cu siguranță. Doamna Ludmila, eu cred că doar persoanele care au răbdare infinită se pot apuca să meșterească ceva cu propriile mâini. Deci cred că Eu sigur am descoperit la mine răbdarea asta, care credeam că nu am. Dar cu timp tot și am demonstrat că am răbdare pentru a face lucruri minuțioase, mici și mai mari. Da, am răbdare probabil. Ați învățat tot așa, învățați singurică, experimentați singurică, de unde vă inspirați pentru lucrările acestea? Deci dezvoltarea asta a internetului, informații atâta și doar că să poți culege, să poți culege cât ceva frumos ce ai putea să faci din materialele care le ai, din posibilitățile și din timpul care le ai. Asta, internetul e un plus pentru un om care îi place să facă ceva cu mâinile. Vă felicităm pentru puterea asta de a vă implica în multe activități și de a vă folosi timpul cu folos, dacă pot să mă exprim așa. Și acum, dacă tot ne-am întâlnit, doamna Ludmila, nu pot să nu vă întreb despre fiul dumneavoastră. Îl urmăriți tot timpul când apare la televizor, în interviuri, la evenimente? Sunteți tot timpul cu ochii pe el? Da, desigur. Cum ar putea să fie altfel? Deci, costumele întotdeauna sunt alese cu el împreună. Deci, despre ce se vorbească, asta e pe problema lui și... Dar în rest colaborăm în combinație de haine, deci din materialul care îl facem muzical, noi foarte mult colaborăm cu el, adică noi suntem primii ascultători de care lucruri sunt mândri. Păi iată, el e om cu adevărat pasionat, el e cu pasiuni și cu profesionalism, eu așa, niște mărânțușuri. Dar îl și criticați câteodată, vă permiteți să-l certați la vârsta asta? Că deja... Da, nu. În profesia lui, deci nu am de ce să mă plâng sau este un profesionist desăvârșit, părerea mea, ca mamă sau ca un om care totuși o leacă, este din domeniu. Dar să-l cert pentru lucruri care de casă, care niște momente de ordine, de altceva, dar de asta nu. Și legat de profesia lui, nu. Doamna Ludmila, mulțumim tare mult pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Data viitoare vă așteptăm în studio. Vă rugăm!
Vă mulțumesc mult. Mă scuzați, poate nu a fost legătura perfectă, dar asta e. A fost foarte bine, să știți, v-am auzit perfect și vă și vedem foarte bine. Mulțumim tare mult pentru timpul mersi acordat. Mă. Nathan? E, ce, da. ce să mai zic? Da. Da. Deci mama te susține pe tine, asta este foarte clar. Tu când vine cu ea cu aceste idei și vezi că se apucă și de una și de alta și de a treia și de a patra, bănesc că ai aceeași susținere și de fapt spuneai general, și mai devreme. Per general, mama este un om foarte independent, artistic. Și cumva nu știu niciodată când se apucă de ceva nou, adică cumva... Să facă ce îi poftește sufletul, da. Nu că despre asta este. Da. Tu ce mi-ai făcut în ultima perioadă? Ce mai faci? Cum ești? Cum te simți? Am fost mai tot timpul în producție și cred că nu am venit cu o noutate aici. Eu de fiecare dată spun același lucru, dar nu o să încetez să spun și să repet că asta este de fapt menirea și asta pot cel mai bine, asta mi ia cel mai mult timp. Pe lângă grija de viață. Ce pentru bine că zis. Eu cred că în asta se conțin mult mai multe lucruri decât doar cuvântul viață. Sunt multe lucruri care te fac să fii, nu știu, fericit, să fii satisfăcut de chiar așa ești viață. Da, grija de viață. Grija de viață. Lasă fie așa. Frumos. Tu ai tot timpul grijă de tine, de sufletul tău? Simți că uneori te și trădezi? Bineînțeles. Te ignori așa? Foarte des. Foarte des se întâmplă lucrul ăsta când pot să mă cert cu sufletul. Și deloc cu cugetul. Pentru că cugetul, de fapt, este acel care este unul limpede și unul care foarte bine știe să amelioreze treburile sufletești. Și deoarece pot cumva să-l pun la lucru, a știut de fiecare dată cum să le liniștească pe toate, fără ca să am nevoie de mentori sau de videouri sau de muzică calmantă, deci totul se întâmplă la nivel, nu știu, chimic. Nathan. Noi da. Ne bucurăm că... Acum știi că eu tradițional zic ne bucurăm că ai venit la noi și că te-am revăzut, dar acum ne bucurăm că am văzut-o. De fapt, pentru prima dată, cred că a fost doamna Ludmila în legătură directă cu noi. Probabil, da. A fost o plăcere. Mulțumesc și mult. Ne-ar plăcea să vă revedem odată chiar aici, pe canapea, ca să stăm la discuții mai mult. Posibil? Așa să repetăm asta. Vă așteptăm cu drag, îți mulțumim tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Și să știi că suntem pe final de emisiune și tu ești responsabil să încheiem emisiunea asta frumos, cu muzică. Ok, cu mare drag. Zero ne cânti. Zero. Te invit în scenă. Mersi. Mersi, mulțumim și noi tare mult. Așadar, încheiem această ediție cu Nathan. Ne interpretează o piesă care are un mesaj important despre cum putem să, de fapt, să o luăm tot timpul de la zero și să găsim noi începuturi, chiar și în momentele care par să anunțe un sfârșit. Așadar, ne cântă Nathan, rămâneți cu noi! S-a spins, s-a oprit căutare.
inima aruncă uitare. Dacă